What are you doing, Vlad? Talking about religion and language. He's our friend, our guide for today. What's your name again, please? My name is Gadei Satriawan. You just call me Gadei. Gadei? Gadei. Gadei, okay. How old are you, Gadei? I'm 28. 28? Yes. Okay. Știți că eu, în general, sunt împotriva tururile astea organizate, doar că de data asta am spus să merg pe mâna lui Los LeBlanc. Știu că el a mers cu compania cu care mergem noi acum. Costul întregului tur este de $29 pe persoană. Traficul în Bali este oribil, frate. Drumurile sunt extraordinar de înguste. Vedeți o singură bandă pe sens, plin de mașini, plin de scutere. Deși nu se afla în planul inițial de vizitat, ghidul nostru și-a propus să ne arate cum se prezintă o fermă Luwak. Pentru cei care nu știu și evident nici noi nu știam treaba asta, Kopi Luwak este o cafea obținută din boabele care au fost ingerate de acest simpatic animal și care au fost expulzate prin excremente. El se hrănește cu boabele coapte de cafea, dar pe care nu le digeră în totalitate. Deci da, am mâncat excremente de Luwak. A dus niște chestii din asta verde, care cred că e criptonită. Adică dacă băgăm asta, se transformă în Superman direct. Superman, da. Ia să vedem. Ar putea fi estoniu. E interesantă. Dar nu mă transformă în Superman de la asta, mă transformă în ala, în Hulk. Incredible Hulk, că e verde. Eu cred că te transformă în comisarul Coman. Comisarul Coman, exact. Frate, e super ieftin aici în Bali, deci pe tot ce vedeți voi, absolut tot ce vedeți. Hai să facem, să excludem asta lui Vlad, că să spunem că aș veni singur, da? Frate, plătești 50.000 de rupii din astea, adică $3.5 pe cafeaua asta și pe astea câte sunt? 16? 2, 4, 6, 7, 14 de astea, frate. 14, 15 și cu două de astea 17. Deci pe unde, pana mea, mai plătești o rundă? Hai să nu vorbim doar despre cafea, așa în general. Și unde în lumea asta ți iei 17 chestii cu $3.5? Am întrebat pe băiatul cât costă aici, în principiu la ei petrolul, și mi-a zis că este undeva la 7.000-7.800 de rupii, ceea ce înseamnă undeva sub 50, nu, vreo 50-60 de cenți, ceva de genul ăsta, pe litru. Și mi-a zis că guvernul alocă foarte mulți bani pentru a păstra, cumva subvenționează, cam asta înseamnă, subvenționează guvernul astfel încât prețul să fie foarte, foarte low, ceea ce e interesant. Deși mega turistică, Tegenungan Waterfall reprezintă un loc special căruia, din punctul meu de vedere, trebuie neapărat să-i acorzi 30 de minute în condițiile în care vrei să vezi cele mai importante lucruri de aici, din Bali. Cine cântă? Ladies, do not shower during menstruation. Deci eu nu putem să intrăm acum, că e perioada aceea lunii la toți trei. Let's get wet. Let's get wet, zice acolo. Ia mă, dar ce asta, duș? A, te bagi aici în apă, mă, da. Ce tare. Foarte fun. Puneam acolo când eram în Guatape, când am urcat să vedem pe Niol, 750 de trepte. Și nu s-a simțit cum se simte aici 165 de trepte. Corect. Pentru că aici e mega cald. Te rupe. Acolo făcea o pauză, era altceva. Mai bea apă. Mai bătea vântul. Mai sâneca ceapa. Mai săl ca să treci de vreo zic. Sâneca ceapa, crește porcii. Murea cepilii. Crește pateu. Trebuie să ne punem acest lucru care se numește... How is this called exactly? Sarang, nu? Așa. Ideea este că ți se oferă în momentul în care cumperi biletul
Biletul a fost 15.000 de rupii din astea și până să ajungi aici sunt o grămadă de oameni care vor să-ți vândă o chestie de genul ăsta, care e foarte utilă dacă vrei să o ții așa ca amintire, dar dacă vrei pur și simplu să intri în templu, n-are niciun fel de sens să dai banii pe ea. Este inclusă în cei 15.000 de rupii pe care îi plătești. Ce frumos stă Vali, cu rochiță, nu? Okay, so my friend, tell us a bit about this temple, what you told me 4 minutes ago. We have long time ago in the 11th century, we have a powerful kingdom we call Udayana. Udayana. Yeah, Udayana. So we believe, local people in here, we believe in this place is the cemetery of Udayana family. Norocul mare pe care îl avem aici este că temperatura este cumva de partea noastră, nu e extraordinar de cald. Mă așteptam să fie undeva la vreo, nu știu, 36 de grade și chiar dacă e puțin cald, nu se simte atât de nasol, de exemplu, cum se simțea la Angkor Wat. Acolo era teribil. Băi, sincer să fiu, mă așteptam ca acest loc să fie mult mai turistic, dar se prezintă foarte bine. În acest prim tur noi am ales să facem lucrurile cele mai mainstream de aici, din Bali. În zilele ce urmează o să facem și chestii așa puțin mai retrase, mai non-mainstream. Dar pentru început, frate, e foarte mișto Bali, deci suntem absolut îndrăgostiți toți trei, mi se pare incredibil locul, foarte ieftin, oamenii foarte friendly, totul este mega accesibil, poți să faci rost de orice, extraordinar de repede. Până acum Bali e nota 10. Full power for your face. Ah, towel, oh my god, so good. Yes. Cold towel. Mamă, ce bine asta. Hi, you have some water there, no? You're the best. Thank you. Best in the world. Hai că băieții au rămas în mașină deoarece se simt obosiți. Eu am venit să vizitez rice paddies, adică aceste plantații de orez. E de fapt o terasă pe care eu deja o văd, o să o vedeți și voi în 5 secunde maxim. Arată foarte, foarte cool locul ăsta. Uitați. Intrarea a fost 10.000 de persoane, deci undeva la vreo $5 ceva de genul ăsta. Mamă, e super bine, frate, pentru că e vânt. Deci se simte vânt și asta este incredibil că nu e atât de cald. Ok. Thank you. Da, am făcut eu o greșeală. N-am plătit 100. Eu am zis că am plătit $5. Nu, am plătit sub $1. Adică am dat 10.000 de persoane și aici evident că am mai cerut o donație care era, am dat încă 10.000 acolo donație, ceea ce este ok. Și fata de acolo voia să mă păcălească, mi-a zis că a fost neași niște bani că vreau să-mi cumpăr cărți pentru la școală. Da, bine. Vezi să nu. Yes? Oh. For your school? Yeah. Ok. No, no, no. It's okay. Hold this. How old are you? 10. 10 years old? And you go to school? Yeah. You sure? Sure. Don't lie? No. Good boy? Okay. Take this. It's okay. Thank you. Yes. Bye-bye. Bye. Hai că băiatul ăsta chiar a fost simpatic. Și îți dai seama că nu folosește pentru la școală sau, cine știe, poate se duce la școală. Ați auzit de noțiunea de tourist trap, adică aceste locuri mega turistice unde oamenii nu vor să facă altceva decât să-ți vândă diverse lucruri și vor să te păcălească. Chiar dacă ruta pe care am ales-o astăzi este mega turistică, nu mă simt în niciun caz ca în Thailanda, de exemplu, unde toată lumea vrea să te păcălească, să te, nu știu, să fure câte ceva de la tine. Exact când lăudam Bali, uitați de ce m-am lovit aici, uite ce scrie. Donation for the bridge and path because the owner and location of the land are different. Nu mă interesează chestia asta. No. Nu mă interesează, frate, chestia asta. Uști că proprietarul podului și proprietarul pământului de aici sunt două persoane diferite, adică să donez în două locuri.
Mergem acum către ultimul punct al acestei călătorii și din păcate ne sperie puțin traficul de pe partea cealaltă, pentru că oricum am mers super mult până aici, că nu știu, am făcut o oră și jumătate și la întoarcere pe la 7:30, când vrem să venim la 8, cred că o să facem mai mult, adică 2 ore lejer facem din partea asta. Asta este cea mai nasoală chestie legată de Bali, fapt, traficul este oribil, absolut oribil. Mergem acum să vedem o plajă, să mâncăm și eventual să încercăm să filmăm apusul soarelui, care este în aproximativ o oră și 10 minute. Bă, e foarte tare băiatul ăsta. Deci i-am spus că vreau să ne ducă la un restaurant pe plajă, unde putem să mâncăm seafood, hello, și ne-a dus exact în restaurant, adică om a luat al literam, nu lângă restaurant, exact în restaurant. Ai vrut să mănânci, mă, te-am urât în restaurant cu mașina aici, nebun? Direct. Outside, yes. Ăsta, am luat restaurantul ăsta pentru că Los de Blanc l-a recomandat, dar tu știi ce l-a recomandat, mă? Că a făcut de aniversare de 4 ani cu gagică-s aici. Da? Da, și a zis că e pentru îndrăgostiți. Și am venit și noi, ce, nu ne iubim? Care e problema? Ne iubim în 3? Ia, uitați. Ce frumos, dar mâncăm acum? Da, mâncăm acum, nu? Da. Dar prietenul nostru unde e? Da, hai măi, plană bună. Am intrat puțin în apă. Aparent sunt valuri, dar dacă intri în apă nu te afectează deloc treaba asta. Și asta este cineva de mâncare. Bine, eu cu Vlăduț, pentru că domnul Vali nu e deloc cu seafood. Am luat niște scoici cu usturoi acolo, chestii picante. Felul 2. Specialitatea casei. Exact, da, exact, specialitatea casei. 3 pui de ăștia mari. V-am promis că o să închidem fiecare vlog cu câte un alt sunset. Acesta a fost sunsetul de aici. Din păcate, din păcate, de fiecare se întâmplă că prin pe cineva în cadru, s-a pus băiatul la mai devreme, a stat acolo o grămadă. M-a pus o se mai bagă și Vlăduț, s-a băgat în time lapse-ul de azi de 2 ori, în time lapse-ul de ieri la fel o dată, dar aici a venit, băi, direct spre cameră. În fine, nu contează. Să s-o obosiți? Nu, mă uit la valuri, dar sunt foarte tare. Că sunt mari, îți plac. Foarte tare, da. Da, vremea. Cea mai mișto vreme care am întâlnit-o până acum în Asia. Da, cea mai bună vreme, uitați, nu e cald, e... Nici rece. Acestea fiind spuse, vă reamintesc, dacă vreți muzică copyright free, intrați pe site-ul celor de la Epidemic Sound, vă faceți cont pe link-ul din descrierea acestui clip. Dacă intrați acolo, aveți prima lună gratuită, puteți să downloadați câtă muzică vreți voi, iar voi, în momentul în care vă faceți un cont acolo, ei îmi dau mie niște bănuți, iar treaba asta pe mine mă să călătoresc în continuare și eu nu pot să fac altceva decât să vă mulțumesc din suflet. Pe cei doi distinși domni îi găsiți pe crypto.travel, pe Vali și pe Vlăduț îl găsiți pe Harun Bosul, Steiner Vlad, pe Instagram. Eu sunt Cătălin și noi ne vedem cu vlogul în care mergem la castelul la părăsit. Castelul la părăsit. Pa!